ce a spus că nu pleacă din poziția de prim-ministru, prim-ministru și că nu se vrează această investiție. Din fericire sau din păcate, dânsul este astăzi aici și participă la semnarea acestui obiectiv. Încă o dată mulțumesc pentru disponibilitatea la efort și a companiei și a Ministerului. 88 de milioane de euro fără TVA este mult pentru județul Bacău și este un obiectiv foarte important, despre care siguranță vor vorbi și invitații noștri. Pentru că suntem pe o procedură de repede înainte. La ora 13 există programată o întâlnire cu președintele Turciei, domnul prim-ministru, deci suntem într-o viteză. Am să-i rog pe cei doi semnatari, Compania Națională și domnul Halim Balcaia, directorul general al societății în Turcia, cărora le mulțumesc încă o dată, acum 48 de ore se află pe continentul nord-american. Au făcut un efort care merită apreciat pentru a participa la semnarea aici în municipiul Bacău. Deci îi rog să treacă la semnarea acestui contract, după care să ne aduce de câteva cuvinte și domnul Neagă și domnul Halim Balcaia și domnul Cengiz Coxar. Thank you.
this project, that's a new beginning for our company. It's our first project in Romania. Stimate domnule premier, stimate domnule ministru, stimate domnule prefect, stimate domnule președinte, stimați invitați, acesta este primul proiect în România și le mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit în desfășurarea proiectului până acum și în suportul pe care ne-l-au acordat. We have only one target to be successful in this project, to complete it in the best way in very short time. Singurul nostru obiectiv în acest moment este să terminăm în cel mai scurt timp și în cele mai bune condiții. Again, I would like to extend our thanks, our regards. Bacau people from here. Și de asemenea doresc să le mulțumesc tuturor încă o dată, tuturor celor care l-au ajutat și de asemenea celor din Bacău și este sigur că totul se va desfășura în cele mai bune condiții pentru toată lumea. Domnul președinte, mulțumim domnul președinte Cengiz Coxal, mulțumim domnul are alte proiecte
alimentară. In the group of companies we have more than 2500 people. Avem mai mult de 2500 de angajați. In the Bacău project we are expecting close to 500 people, technical and non-technical work locally in this project. Și își dorește ca în acest proiect să angajeze de aici din zonă 500, aproape 500 de oameni, specialiști și bineînțeles nespecialiști din această arie. Again, I wish and I hope we will be all successful. This is a teamwork. Everybody, if they do their part, it will be a success hopefully. And I thank you all. Este convins că dacă se va lucra în echipă, va fi un succes și încă o dată le mulțumește tuturor celor prezenți și celor care l-au ajutat. Ministrul de Transportul domnului Ionis. Da, domnule prim-ministru, stimați colegi, doar câteva lucruri aș vrea să vă informez că dumneavoastră pe toți în legătură cu stadiul în care ne găsim, cu aplicarea noastră provizionă de transportul de domnului. Noi, pentru că în interiorul acestei strategii vadaționale se încadrează și ceea ce se întâmplă de la povestea centurii, nu? În 2004 a fost lăsat.
înseamnă să-ți treacă tot traficul pe mijlocul orașului. Pentru municipiu, evident, e important. Pentru toată zona Moldovei este important. Pentru că este o arteră fundamentală de transport între Moldova și București. Trei, este important pentru faptul că, sigur, există această discuție care nu se va sfârși nici după încă 100 de ani, că de ce investim toți banii în Ardeal și nu investim și în Moldova sau în Sud. Acest proiect aceste lucruri, tot ceea ce avem în master plan, tot ceea ce v-a spus domnul ministru Rus,
investițiilor publice, să avem master plan și să folosim banii pentru a dezvolta România. Le mulțumesc celor de la compania care a câștigat licitația. Vreau să spun că, din punctul meu de vedere și cred al dumneavoastră, singurul lucru care contează este să-și facă treaba bine și repede. Și atunci plătim. Și noi repede și bine. Și sunt convins că asta vor face, pentru că toți cei care ați fost în Turcia știți că în materie de infrastructură sunt cu mulți ani înaintea noastră. Finanțarea este complet asigurată, deci nu sunt probleme de finanțare. Din exercițiul financiar 2007-2013 și fazat mai departe 2014-2020. Deci trebuie doar să muncească, să-și facă treaba bine și banii îi decontăm imediat. Vreau să vă mulțumesc tuturor și să cer scuze, dar o să fie o vizită mai scurtă, pentru că la ora 1 trebuie să fiu la București pentru a la voastră. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru tuturor, pentru disponibilitatea de a fi astăzi la plasarea semnării acestui contract. Vreau doar să mai completez că în momentul în care se va da ordinul de cifre a lucrurilor și compania națională și-a arătat disponibilitatea ca aproximativ în același format, minus prezidiu, să discutăm și detaliile acestui tehnice, ale acestui proiect, despre care vă mai spun câteva amănunte, pentru că mulți văd oameni sunt curioși să afle. V-a spus domnul prim-ministru, 30 de kilometri, din care 16 de autostradă, 7 coduri, 9 pasaje, e o lucrare complexă, care traversează drumuri de apă, râuri, canal de fugă, cale ferată, drumuri comunale. Pentru Băcăman, că știu ce curiozități au legat de acest proiect, centura pleacă pe două brațe, unul pe vest, altul pe est. Cel mai amplu este pe zona de est, din zona Bălcescu. Se intersectează cu drumul de Vaslui, undeva la ferma de la Agricola. Drumul către Roman se intersectează undeva la Bogdan Vodă, iar cu drumul către Piatra Neamț se intersectează undeva la Parcul Dendrologic. Am dat câteva repere pe care băcăoanii le cunosc. Iar brațul de vest, dacă pot să-i spun așa, se intersectează cu drumul național care merge la Brașov, undeva în zona lui Izi Călugăra, la 1 km de centru de afaceri, aproape de fabrica de tabac. Am dat aceste repere pentru că băcăoanii le știu și sunt curioși să le afle. Restul detaliilor atunci când se va da ordinul de NGP.